Da, este adevărat, fac voluntariat, merg la meciurile de Liga a 5-a și a 4-a din județul Mehedinți și prima mea vorbă pe care le spun echipelor este că astăzi meciul este arbitrat pro bono, adică fac muncă în folosul comunității, să mă înțeleagă toată lumea, și echipa gazdă are din partea arbitrului de centru primă baremul lui de arbitraj. Așa s-a ajuns și nu este, de multe ori se uită fotbaliștii foarte ciudat la mine, chiar și cei care mă deleagă din Comisia Județeană de Arbitri și cei care reprezintă interesele fotbalului de la București aici în Mehedinți, s-au întrebat, bă, ce ascunde Ghiciulescu, de ce nu vrea să ia bani, ce se întâmplă, pentru că toată lumea vine să facă acest lucru ca pe o meserie. Este declarația lui Alin Ghiciulescu, arbitru pentru care pasiunea și dorința de reușită în fotbalul mehedințean înclină mult balanța în defavoarea salariului pe care ar trebui să-l primească. Ghiciulescu a decis să facă acest lucru pentru a demonstra că atunci când pui suflet, nu mai au importanță piedicile care îți sunt puse pe parcurs. La un moment dat am fost pus în fața faptului împlinit să aleg între meseria de jurnalist și meseria de arbitru, pentru că devenise o meserie. Se pare că jurnalistul este incomod oriunde merge. Acum l-am întâlnit pe Alin Ghiciulescu antrenându-se pentru meciul decisiv pe care îl va găzdui Mehedințul și care reprezintă șansa noastră de promovare în Liga Superioară. Mâine este un meci important în etapa județeană a fotbalului mehedințean. Sunt semifinalele Cupei României. Am fost delegat la meciul de Cupa României dintre echipa din Șimian, Viitorul Șimian și Recolta Dănceu. M-am pregătit puțin pentru că deja temperaturile s-au schimbat din cauza căldurii sufocante. Nivelul jocului poate să fie afectat din punct de vedere al arbitrajului dacă nu ești bine pus la punct cu schimbarea asta climatică. Deși este încă tânăr, sunt 20 de ani de când Ghiciulescu arbitrează meciuri în județ, pentru că pasiunea pentru fotbal a primat întotdeauna în cariera sa. Detalii despre ce l-a împiedicat pe Alin Ghiciulescu în a-și exercita profesia puteți afla doar dacă urmăriți emisiunea Observ Tot.